La ce ne gândim noi condiționat când spunem cuvântul umor? Probabil că singurii care se gândesc la locul natal sunt cei din gura humorului. Asta ca să începem în nota temei propuse. Însă noi ceilalți, la ce? La ce ne gândim? La un zâmbet, la râs, la o stare de bine, nu? Și cred că sunteți de acord cu mine, sper cel puțin. Umorul și consecința sa primară, râsul, căci sigur umorul poate avea și consecințe secundare dintre cele mai diverse, poate face parte din arsenalul de succes al vieților noastre. Ce strălucire aparte poate avea șarmul cuiva înzestrat cu umor? Ce uși se pot deschide cu dibăcia de a-i face pe cei ce te ascultă să râdă? La o petrecere, cel ce stăpânește poanta e stăpânul serii sau al nopții. Într-o excursie, toți vor să ocupe un loc în autocar lângă cel care are umor, cel care poate face din călătoria lor una amuzantă și de neuitat. Am râs de cutare până am făcut pe noi, spunem adesea. Să nu vorbim aici câte voturi îi poate aduce umorul unui candidat, chiar cu prețul încălcării principiilor alegătorului. Bă, și ăsta fură. Dar măcar are umor, frate. Nu spunem de atâtea ori. Avantaje peste avantaje. Umorul e legat de verbul a râde. Ce bine e să râzi. Ce sănătos. O, Doamne, ce bine e să râzi. Bine ar fi însă să se râdă de celălalt, dar nu de noi. Aici deja intrăm într-o altă zonă a analizei umorului, care aduce în discuție orgoliul. Dar nu ne vom opri asupra acestui aspect generat de umor, cum nu ne vom apleca nici asupra unei analize de nuanță acestui subiect, cum ar fi umorul transformat în bătaie de joc, sau umorul bârfă, sau umorul hăhăială, și câte și mai câte degenerări de la sensul primar. Nu. Vom aminti de umorul salvator, de umorul care distrage atenția de la o stare dramatică, de la o situație dramatică, și care poate construi mici insule de respiro. Insule în care omul încercat să poată să-și tragă sufletul, să liniștească cascada de gânduri grele, urâte și negre. Și inima să-și poată stabili un ritm bun, un ritm al gândurilor bune, al normalității. Pe vremea dictaturii, umorul a fost salvare națională, aș putea spune. Personajul Bulă, aruncat pe piață de nu știm cine, sau poate bănuim, oricum, cel care l-a inventat și l-a întreținut nu are nume clar precum creatorului Tom și Jerry, vrednic de pomenire că tocmai s-a stins acum câteva zile. Că și căruia îi mulțumim pe această cale pentru minunata incursiune în lumea desenului animat. Personajul Bulă, spuneam, a reprezentat supapa de siguranță a oalei sub presiune în care ne aflam. Asta ca să exemplificăm așa întreagă. Astăzi, încercați de o altfel de presiune, sau aproape la fel, recurgem la umor, de tot felul, și poate la fel de salvator ca în alte dăți. Puțin cam diluat, pentru gustul meu, și cam doar de colțul gurii, în cele mai multe cazuri, însă ceva, la un moment dat, te lovește, implacabil, și porția de râs se declanșează izbăvitor. Hazul de necaz e la mare căutare în zilele astea, iar românii sunt maieștri imbatabili al acestui gen. Închei cu o pastilă plină de umor, primită pe net, rezultat în urma vizionării pe internet a modalității poliției indiene de a ține pe cetățeni în case. Știți, bătăile pe cât de dureroase și dure pe atât de amuzante, mai ales când ești la distanță, pe care le suportă vieții cetățeni indieni. Redau pastiluța. Sistemul medical indian în colaps. Contaminați 10, morți 2, bătuți 586.472, cu gips 438.524. Despre umor. Moartea ne zâmbește tuturor în față. Singurul lucru pe care îl putem face este să întoarcem zâmbetul. Aceasta este o traducere aproximativă a replicii generalului roman Maximus în filmul Gladiator.
Pare tragic, cu atât mai mult cu cât vorbele sale erau adresate împăratului înainte de lupta finală din Coloseum, la finalul căreia generalul ajuns sclav urma să-și piardă viața. Atunci când trecem prin încercări, atunci când suntem confruntați cu situații grele, de cele mai multe ori ne lăsăm pradă deznădejdii, temerii, fricii. Nu doar că e firesc să se întâmple așa, uneori e și facil. Fiindcă nu mai avem certitudini, viitorul devine sumbru și pălește în mintea noastră. Culorile de ieri se estompează, iar tabloul vieții noastre se zugrăvește în alb și negru, ori în nuanțe angoasante de gri. Ne speriem, iar dincolo de temerea că totul va merge într-o direcție rea pentru noi, nu mai rămâne nicio speranță legată de modalitatea prin care putem ieși din acest cerc care ne cuprinde încetul cu încetul. Teama se instalează confortabil în sufletul nostru și locuiește încet, încet, într-un paradis nesperat pentru ea. Acolo unde nu mai e speranță, nu mai e nici cale de scăpare. Ce putem face? Sau, altfel spus, am putea face ceva? Am putea încerca. De exemplu, Seneca ne propunea în epistolele sale stoicismul. A spune astăzi despre cineva că îndură cu stoicism o anumită situație, de obicei, se referă la faptul că persoana respectivă este indiferentă la durerea sau plăcerea asociate cu evenimentele vieții. De fapt, pare mai uimitor pentru noi să descoperim capacitatea cuiva de a înfrunta durerea asociată unei anume situații prin care respectiva persoană trece. Când ne referim la astfel de persoane, spunem adesea că înfruntă cu stoicism totul. Oare de unde vine această capacitate în cazul în care am cădea la învoială că o asemenea capacitate există și nu e doar o simplă prefăcătorie? De exemplu, o artă marțială japoneză, de dată mai recentă, care se numește Aikido, se bazează pe energia care vine spre noi atunci când, să presupunem, suntem atacați și învață practicanții cum să se folosească de această energie tocmai pentru a se proteja, atât pe ei, cât și pe atacator. Calea unificării energiilor, căci așa s-ar putea traduce Aikido, ne propune un fel diferit de a privi către ceea ce vine către noi. A te uni cu energia care vine către tine, a o controla și a proteja propria persoană, dar și pe cel care a atacat. Cam așa s-ar putea rezuma fereastra către lume deschisă de Aikido. În general, avem tendința de a împărți lucrurile în bine și rău, în bune și rele. Ori, dacă obișnuim să judecăm acea energie, dacă o vom considera drept rea, nu am putea, principial, să ne apropiem de ea. Dar aminte să o mai și acceptăm pentru a o putea controla. Nu e nimic rău sau bun din cele ce vin spre noi. Nu există niciun oponent în afara noastră, ne spune fondatorul Aikido Morihei Ueshiba. Pe de altă parte, în lagărele de concentrare naziste au existat oameni care au privit cu o anumită detașare și cu umor, chiar dacă pare greu de crezut, situația în care se găseau. Le-au adus și celor de lângă ei speranța prin acest fel de a privi lucrurile. Moartea le zâmbea și lor în față. Alegeau să îi întoarcă morții zâmbetul. Asemenea comportamente par a fi comportamentele unor oameni care își păstrează luciditatea chiar și în situații grele, limită. O asemenea abordare nu pare a fi resemnare, ci tocmai este luptă. În mâna unui om inteligent, umorul este o armă. Mai mult, în tocmai înțelepciunii lui Seneca, folosind umorul și detașarea ajutată de acesta în situații grele, nu vom pierde nimic. Căci bunurile noastre vor fi toate asupra noastră, cum răspundea Stilpon în epistola a noua. În felul acesta, replica generalului ajuns gladiator, chiar sfidând ușor hollywoodian un împărat, nu ne mai pare atât de ciudată. Într-o zi, va trebui, vrem, nu vrem, să-i zâmbim chiar morții. Ce să facem dacă e singurul lucru care ne va mai rămâne de făcut? Să râdem, deci cu poftă. Să râdem însă cu discernământ, nu bășcălios, despre toate și despre tot. Să râdem ca modalitate de a trece peste toate încercările care ne încrețesc frunțile. La final, privind în urmă, nu va fi decât un șir lung de situații care ne-au întărit și care ne-au făcut mai puternici. Să nu uităm că,
Dacă nu e niciun inamic în interior, dușmanul din exterior nu ne poate face niciun rău. Salutare, Bogdan! Salutare, Florin! E bine că zâmbim, că suntem în tema propusă și trebuie să salutăm și pe cei care ne urmăresc. Îți propun să intrăm abrupt în subiect astăzi, să vedem ce fac studenții noștri. Ce părere ai de asta? Sigur, ei sunt importanți. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnișoară! Bună ziua! Eu vă spun doar atât că avem alături de noi pe Andreea Adam, studentă la Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate și care în acest moment este plecată într-o deplasare Erasmus. O lăsăm să ne spună mai multe despre deplasarea asta. Bună ziua, într-adevăr, în prezent sunt în Turcia, mai exact în Izmir, un oraș de altfel extrem de frumos. Pe mine m-a captivat încă din prima clipă în care am ajuns aici, așa că după ce se termină toată nebunia cu pandemia, recomand oricui mare plăcere să vină și să viziteze acest loc. Cum ați petrecut sărbătoarea? Nu mă pot lăuda că am făcut ceva neapărat special, pentru că oricât de mult aș fi încercat, nu aș fi reușit să produc atmosfera de sărbători care e acasă. Am vorbit cu familia și cu prietenii de acasă, după care am început să mă uit la niște desene animate care îmi plăceau când eram mică, ca să-mi aduc aminte de cum era atunci. Și apoi am început să învăț, deoarece aici nu este chiar așa vacanță și am avut niște examene săptămâna aceasta. Andreea, să știi, să stai liniștită că nici aici n-a fost la fel ca altă dată. Nici nu am reușit să atingem aceeași atmosferă. Așa că ai pierdut o chestie inedită, dar nu un lucru cu care erai obișnuită și de care ai fi putut să te bucuri la maxim. Da, desigur. Știu că nu este ușor pentru nimeni, dar restul sunt totuși cu familiile lor. Și, da. Sigur, asta e ce mai dat. O recomandare ceva pentru noi? Film, carte? M-am uitat la foarte multe filme în ultima perioadă și aș recomanda tuturor un film apărut anul trecut, Jojo Rabbit, care cu siguranță vă va bine dispune și vă va da puțin mai multă speranță în aceste vremuri mai complicate. E cu umor? Are umor? Da, da. Cu orice preț, umor. Și eu voiam să mai întreb dacă aveți ceva, un mesaj pentru noi de acasă sau, nu știu, un gând. Bine, cred că trecem cu toții prin niște perioade destul de stresante și dificile, așa că le-aș recomanda tuturor, oriunde s-ar afla în acest moment, să încerce să fie cât mai calmi și să se relaxeze cât mai mult în această perioadă, deoarece până la urmă totul va fi bine și vom trece și peste asta. Ok, mulțumim mult de tot! Spor. Mulțumesc și eu! Să aveți grijă! Mulțumesc mult! La revedere! La revedere! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua din nou! Ne bucurăm să vă avem alături de noi! E bine, fiindcă până acum am predat, nu? Am predat în sensul în care am trimis cursuri, le-am cerut studenților să ne urmărească în cursurile noastre. Cred că vine și momentul, desigur, la care va trebui să le punem și întrebări. Nu? Ne apropiem de, poate, finalul semestrului, ne apropiem de sfârșitul anului universitar și în ce condiții o fi, până într-un final va trebui să facem și o evaluare. Și atunci m-am gândit să ne uităm un pic și peste ceea ce ne oferă Classroom-ul. Ideea noastră este următoarea. Am trimis pe Flux, da, sau la activitatea de curs, am trimis studenților materialele noastre. Ce facem mai departe este să încercăm să le trimitem teme. Acum, totul depinde un pic și de genul de materii la care lucrurile astea se pretează. Dacă e vorba de, să zicem, domeniul IT sau dacă e vorba de domenii în care putem să le cerem studenților să realizeze materiale, descrieri, referate, desigur, putem să le trimitem și astfel de teme.
Deci e foarte simplu, așa cum ați văzut, creați butonul de plus, mergem pe prima opțiune, temă. Aici putem să-i dăm un nume, să le dăm câteva instrucțiuni, să le spunem ce așteptăm de la ei. Putem să adăugăm link-uri sau să adăugăm materiale care să îi ajute în respectiva temă. Și desigur, mai departe, dacă vrem să notăm tema respectivă, să folosim un punctaj sau să nu dăm puncte pe tema respectivă și desigur să o facem nu folosind metodele IT pe care ni le pune la dispoziție Classroom-ul, ci probabil într-o metodă clasică pe hârtie. Avem și posibilitatea de a da un termen limită, adică e metoda asta englezească care se practică în Statele Unite, spre exemplu, de a da niște termene limită și studenții să lucreze până la termenul respectiv tema în cauză. Și, desigur, o vom putea posta la momentul în care o formulăm sau, dacă dorim, putem să o facem și mai târziu. Da? Adică să specificăm data și ora la care probabil vrem să facem o astfel de postare. O putem face chiar în timpul orelor de curs pentru ca să avem o oarece supraveghere sau control asupra felului în care se răspunde la tema respectivă. E bine, cred că poate partea asta, altă temă cu chestionar, se pretează mai bine la ceea ce am spus, pentru că și aici, așa cum am arătat și în exemplu anterior, în care puteam edita un titlu, da câteva, să zicem, noțiuni, da, la care studenții sunt așteptați să răspundă, putem să creăm chestionar. Acum, crearea chestionarului este ca și toate celelalte la un click distanță de noi. Oricum, într-un final, indicația mea este să încercați să găsiți dacă lucrurile astea poate nu vă sunt atât de la îndemână, să găsiți tot soiul de, atât pe YouTube, da, cât și în alte medii, să găsiți îndrumare care să vă arate cum să realizați astfel de chestionare și poate teme sau tot ceea ce ține de Classroom, datorită faptului că el este folosit pe o scară foarte largă în zilele noastre, s-au creat foarte multe materiale. Gândiți-vă că în Statele Unite e folosit ca și instrument primar chiar și în școli. Deci, ce e de făcut aici este să ne alegem tipul de chestionar. Putem să facem chestionare în care se așteaptă răspunsuri scurte sau răspunsuri, un paragraf un pic mai lungi, în care avem răspunsuri multiple, da? Și în care putem să indicăm studenților mai multe răspunsuri posibile. Desigur, unul este cel care va trebui să fie corect, cu alte tipuri de răspunsuri care să fie activate prin drop-down sau prin casete de selectare. Bun, le putem cere, desigur, să încarce eventual fișiere, dacă cumva la respectivul chestionar vor trebui poate să realizeze un mic program sau o schemă bloc sau așa mai departe. Și, desigur, pe măsură ce completăm chestionarul respectiv, avem și posibilitatea de a indica răspunsurile corecte și, desigur, numărul de puncte care se adaugă la un astfel de răspuns. Și, într-un final, așa cum am văzut, sigur, chestionarul ăsta poate să conțină mult mai multe întrebări. Avem și opțiunile de a da răspunsurile, întrebările în mod aleatoriu, adică să nu existe aceeași ordine în opțiuni tuturor studenților, pentru că felul ăsta poate să evităm un pic discuțiile dintre ei, ceea ce desigur nu este posibil și e posibil doar pe dispozitivele pe care Google le pune la dispoziție și astea se numesc Chromebook-uri. E posibilă blocarea Chromebook-ului în momentul în care se realizează răspunsul la chestionar. Adică în momentul în care studentul intră, doar fereastra de chestionar este activă, nu mai poate să shifteze pe celelalte ferestre, nu poate să deschidă alte documente și în felul ăsta să asigurăm o obiectivitate a, să zicem, evaluării pe care o realizăm. Desigur,
se poate salva în momentul în care am terminat, se poate salva chestionarul respectiv și se poate chiar și reutiliza, desigur, probabil la alte materii sau cu alte ocazii. Iar ultima opțiune pe care o găsim aici este cea care este o simplă întrebare, întrebare care poate veni la finalul unui curs, tocmai pentru a fixa eventual cunoștințele studentului, da? O întrebare care poate conține un răspuns mai scurt sau eventual răspunsuri multiple. Ideea e ca, să zicem, didactic, fiecare cadru didactic să-și poată alege modalitatea prin care dorește, poate la final sau periodic, să evalueze cunoștințele studenților. Pentru că, sigur, noi mergem înainte cu materia, predăm, înregistrăm cursurile, le punem la dispoziția studenților, dar până într-un final ele vor trebui să fie și evaluate. Și cred că evaluarea pe parcurs este una care se pretează foarte bine scopului nostru. Da, teme se pot da, temele se vor încărca toate într-un drive. Putem să... La fel veți vedea dacă parcurgeți un pic mai în profunzime modalitatea de creare atât a chestionarelor cât și a temelor. Există posibilitatea de a le nota, de a folosi un fel de catalog, da, gradebook, aici la note. Sigur, în momentul de față nu am nimic în catalogul respectiv, dar pe măsură ce studenții vor răspunde și desigur putem să încercăm să facem o evaluare online, adică în momentul în care studentul a răspuns chestionarul, el se autocorectează pentru că i-am indicat răspunsurile corecte, mai puțin desigur la cele la care trebuie să răspundă pe un paragraf mai lung, la cel scurt putem desigur și acolo menționa cuvinte cheie, dar dacă nu, avem opțiunea de a corecta chiar noi înșine răspunsurile la respectivele întrebări, a da note și notele să se adune în catalogul pe care Classroom-ul îl are atașat. Foarte interesant, vă mulțumim mult de tot. Pe lângă tutorialul pe care cu toții le-am primit, cred că așa prezentarea de astăzi întregește cumva și chiar vă mulțumim pentru efort, întregește cumva, deci, perspectiva aceasta lucrul în clasă. Ceea ce pot să mai adaug este faptul că în momentul de față Google a mai modificat un pic Classroom-ul. Este, așa cum vedeți, și posibilitatea de a crea un Meet care să fie direct atașat clasei respective, da? Deci fără a mai merge pe întortocherea pe care am făcut-o până acum, calendar, postare în Classroom, undeva pe aici ar trebui să apară și link-ul către Meet-ul respectiv. Eu am o postare, dar va trebui să fie și o astfel de creare, de link, da? E interesant foarte respectiv. Mult și chiar dacă e în viteză, când te ține cineva de mână, e mai sigur drumul, să știți. Pe urmă, avem noi timp, cei care nu suntem chiar de inițiați, să ne întoarcem și să luăm pas cu pas, dar știm pe unde am trecut, în mare. Ok, deci partea asta de awareness este foarte important drum și, desigur, așa cum am avut și noi nevoie de îndrumare, au avut și nevoie și alții și unii se pricep foarte bine la a face astfel de lucruri. Vreau să spun că știți ce e interesant, că într-un 23 aprilie, dar în 2005, era postat pentru prima dată un filmuleț pe YouTube, este eu la Grădina Zoologică, era făcut de unul dintre fondatorii YouTube. Da, avem și noi la universitate canalul nostru de YouTube, unde și emisiunile acestea sunt acolo postate și așteptăm comentariile, sugestiile, dacă vă place, dacă nu vă place, ce credeți că ar trebui să mai fie pus acolo, așa că iată o platformă bună de share-uit. Este și rugăm pe toți cei care, desigur, doresc să ne urmărească în continuare, să aleagă canalul nostru YouTube, da? Să se aboneze la canalul nostru YouTube, să urmărească, desigur, și postările pe care le avem pe Twitter, pe Facebook și pe pagina universității. Domnul Brad, vă mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc. O primăvară frumoasă, noi stăm în casă, dar spre binele nostru. Ok. Mulțumim mult de tot. La fel, toate cele bune. Să ne revedem sănătoși cu toții. La revedere! Da, Bogdan, foarte tare. Deci în 2005 ai zis că s-a postat prima dată pe YouTube? Da, deci primul filmuleț, în 2005, în 23 aprilie.
Eu la zoo, cel care a postat video vorbea despre trompa elefanților care puteau fi urmăriți în spatele celui care a urcat mai apoi postarea, care e unul dintre fondatorii YouTube. Pe mine m-a dus cu gândul la primul film făcut de frații Lumière, știi? Ieșirea din fabrică, dacă nu mă înșel, cumva. Deci eu la zoo, fabrică. Fine. Mai ai chestii din astea sau sigur mai ai? Păi, uite, de exemplu, în 22 aprilie 1970 a fost prima zi în care s-a sărbătorit Ziua Pământului. Îți propun în cele ce urmează, pentru că toți stăm foarte mult în fața calculatorului, să mergem la următorul invitat. Sigur. Suntem împreună cu domnul Radu Ionuț Milcioiu. Salutări! Salut, Radu! Un fost student al universității noastre care ne poate ajuta un pic în această perioadă cu câteva mișcări de detensionare pentru musculatura spatelui, pentru că nu, e așa, petrecem foarte mult timp în fața calculatorului. Mulțumim mult de tot pentru că sunteți alături de noi, domnul Radu. Bună ziua și bine v-am găsit! Ok, am putea să începem cu o poziție dreaptă în primă fază și să mergem la mișcări ale gâtului. Da, bun. Către față, jos, să ne ajutăm și cu brațele. Ok, acum împingem bărbia în spate. Ok, puteți să faceți să stăm 2-3 secunde, cam 10 repetări de fiecare exercițiu. Ok, haideți și în lateral. Foarte bine. Și către stânga. Bun. Acum privim către dreapta. Stânga. Ok, foarte bine. Să facem și ceva rotiri, da? Către dreapta și către stânga. Foarte bine. Să mișcăm un pic și umerii. Către spate. Către față. Ok, foarte bine. Așa. Ce am putea face este, având în vedere că suntem pe scaun, putem să facem rotație, da? Mișcăm un pic și de spătar. Ok. Către lateral, da? Eu îmi imaginez. Putem să punem mâna pe spătar și să ne facem. Foarte bine. Ok. Ok, hai să întindem un pic și partea de picioare și spate. Ne aplicăm un pic în față, punem piciorul peste celălalt, ok, și ne aplicăm un pic către față. Simțim cum se întinde pe spate și pe picior. Bun. Și cu celălalt. Ok, super. Bun. Și cam astea sunt câteva exerciții simple. Ok, bine. Mulțumim mult de tot atunci și pentru intervenție, pentru efort și spor în tot ceea ce faceți. Mulțumim, Radu. Salut. Da, păi, în perioada în care stăm foarte mult în fața calculatorului și cred că, da, devine la un moment dat greu să... Necesar, absolut. Următorul nostru invitat este un student al specializării psihologie de la Facultatea de Științe Socio-Umane. Să-i spunem bun venit, domnul Ștefan Pițu. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine te-am găsit și pe tine, Ștefan. Salut. Ce faceți? Cum ați petrecut perioada asta? Bine, redescoperindu-mi pasiunile din trecut, să citesc proză, nu doar cursurile de la facultate, da. Și beatbox-ul, o pasiune de foarte mulți ani, dar pe care m-a oprit, o să zic așa, din cauza timpului, pentru că nu am mai avut timp să mă ocup cum mi-aș fi dorit și neexersând, nu neapărat că nu mai știu, dar... am rămas în urmă, să zic așa, cu anumite... No, pentru că trebuie să tot timpul să te actualizezi, având de vedere așa. În orice domeniu. Lipsa de exercițiu. Da. Am resimțit bucuria pe care o simțeam atunci când am început și pasiunea aia și dorința de a continua și de a face.
Păi ne-ați putea face o demonstrație? Da, sigur. Ok. Excelent. Încă o dovadă că vocea umană rămâne cel mai interesant și cel mai complex. Mulțumesc. Foarte interesant. Eu sunt cumva așa un pic invidios, recunosc că am încercat și eu de câteva ori, n-am reușit. Poate după ce ne întoarcem, mi-arătați câteva. Sigur, sigur. O să vă arăt, da. Genul ăsta de exercițiu, cred că ar trebui să-l alăturăm exercițiilor pe care ni le-a arătat Radu mai devreme și ne ajută la... Da, atunci o seasă. La detensionarea mușchilor faciale. Da. Aveți ceva, un mesaj pentru colegii dumneavoastră care sunt și ei în case în perioada asta? Da, am un mesaj pentru ei. Nu știu, le-a spune să utilizeze acest timp pe care îl au cu folos, să-l folosească pentru ei, să-l folosească, nu știu, pentru a se conecta cu persoanele dragi, așa cum ar trebui, pentru că avem nevoie, există o nevoie de conexiune foarte mare, chiar dacă nu dăm seama, și acum, cu vremurile astea, o simțim. Și pe calea astea, chiar m-am gândit și recomandă o carte, este de psihologie, numai că este foarte ușor de citit, se numește Plânsul lui Nietzsche, practic este o proză cu aspecte psihologice, nu știu dacă ați auzit de Irving Yalom, e scrisă de el. Practic, pleacă de la ideea cum ar fi dacă Nietzsche ar merge la psihoterapie. Ideea esențială a cărții cu care am rămas eu, cel mai important lucru este să avem o conexiune reală cu persoanele din jurul nostru, autentică, iar asta ne poate ajuta în rezolvarea principală noastră problemele pe care le avem, pentru că totul pleacă de la comunicare, să zic așa, o comunicare autentică de care avem nevoie. Și eu le-a sugerat să citească cartea asta și să încerce oricum să comunice mai bine cu persoana din jurul lor, să se înțeleagă, pentru că comunicarea este cheia, așa cred eu, și asta le-a spune, să folosească timpul ăsta prețios. Ok, mulțumim mult de tot! Atunci, spor la treabă. Și eu vă mulțumesc. O zi bună. Salut, asemenea. Umorul și implicit râsul e un exercițiu cât se poate de real și de adevărat între membrii comunității. Apropo de umor, poate cine știe. Bună ziua, domnul Cătălin Haiducescu. Bună ziua. 3. Coleg cu Andrada, invitata noastră de acum 2 emisiuni, cred, dacă nu mă înșel. Ce faci, Cătălin? Bine, stau izolat. Te joci de-a vacanță, cum ar veni. Da, exact. Chiar da, chiar mă joc. Cum e viața în izolare la tine acolo? Am curte, sunt oarecum ferit. Mama mea lucrează în cadrul medical, este asistentă la spitalul din Cărbunești și ea este izolată. Ea nu mai vine acasă de vreo 2 săptămâni. Au primit cazuri cu infectați cu coronavirus și nu mai vine acasă. Dar eu îți mulțumim mult pentru ceea ce face, pentru noi toți. Să-i transmite susținerea noastră. Îi transmit, da. Mulțumim. Tema noastră de astăzi e umorul și vreau să ne încânți cu ceva, să ne bucur cu ceva ce ține de meseria pe care o îmbrățișez cu atâta drag și cu atâta umor. Am văzut tot.
Am să recit o poezie de George Coșbuc, Scara se numește. Am găsit-o ieri în prun, dar să nu grăbiți-o cara. I-am luat în pripă scara. Ea mă înjură, ești nebun, pune scara. De mă înjuri, eu n-o mai pun. Mai la urmă, pe un cuvânt, să se lase sărutată de atâtea ori deodată câți fuștei la scară sunt. Sărutată, lăudat fi tată sfânt. 11, zice ea. Eu zic bine, pe credință, doar o fi având știință, scara câți fuștei avea. Pe credință? A, asta e pierzarea mea. Și-o sărut, mereu, mereu. Orice a spune, orice a face, nu știu cum, dar mie îmi place să sărut. Așa sunt eu, doar e dat de Dumnezeu. Iată, azi mă duc pe la ei și văd scara. N-am de lucru și mă apuc să întorc scara. Și când colo stau în năuc, dau să număr la fuștei. A, uite-i, frate, 12. Și un cuțit prin piept întrece, împlântat de mâna ei. 12. Asta-i moartea, dragii mei. A greșit îmi spuneți voi. Cum de n-a greșit să spuie 13? Să mai suie. Nu să-mi facă mai vreo 2. Nu să-mi spună că e miercuri. Când e joi. Zici că poate n-a știut? Ha, când vorbea din prun cu mine, dar i-a numărat ea bine, scoborându-i. Și-a tăcut. Nu, nu de mine. E de dânsa ce-a făcut. M-a scurtat cear, știi? Dacă-i fire mincinoasă, ce folos e că-i frumoasă? Mulțumim foarte mult, Coșbuc. Mulțumesc și eu. Cătălin, transmite-le ceva colegilor tăi din departament, din facultate, din prietenilor tăi cu care nu te-ai văzut și care te vor vedea acum pe YouTube, profesorilor tăi. Cui vrei tu să transmiți un mesaj? Este foarte dor de profesori și de colegii mei și mi-este atât de dor... Fiindcă n-am apucat să profit foarte mult, să joc foarte mult jocul de vacanță. Îmi doresc să... Am apucat doar premiera și după aia s-a închis. Când treia să mai jucăm, s-a închis facultatea. Și mi-este foarte dor. Și sper să trecem cât mai repede peste această problemă și să ne vedem cu bine. Mulțumim de spectacol. Mulțumim foarte mult. Foarte mult. Mulțumim. Salutări mamei tale și îmbrățișările noastre din tot sufletul. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. La revedere. Cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Cu gândul la umor, să nu lăsăm alte lucruri mai puțin colorate și vii să se așeze în sufletul sau în mintea noastră și le putem anihila obligatoriu și cu mare ușurință prin râs, dar totodată păstrând măsura și evitând acele forme de râs care pot dăuna celor din jurul nostru. Da, să ne bucurăm în râs și în umor și în lucruri haioase. Da, m-a plăcut foarte mult astăzi, am simțit multă emoție, am văzut încă o dată că avem studenți atât de frumoși, atât de valoroși, cu atât de multe talente și am văzut că împreună, practic, suntem o comunitate. Atunci, asta e cel mai important. Salutare de pe Victoriei 5-7, cu tot dragul și cu tot zâmbetul pe care îl deținem, atât eu, Florin Coșuleț, cât și prietenul meu, Bogdan Gheviță. Mulțumim mult de tot, salutare tuturor, prietene, ce vreți să mai auziți, să mai ascultați aici și noi încercăm să facem asta până se termină perioada asta. Aveți grijă de voi și rămâneți sănătoși, la revedere! Victorie!